Liberalii Nicolae Ciucă și Gabriel Andronache au inițiat un proiect de lege potrivit căruia să li se dea bani tinerilor români care au studiat la universități din străinătate. Proiectul prevede finanțarea unor firme pe care aceștia ar urma să le deschidă în România, dar și plata pentru cei care vor să intre în sistemul de învățământ cu 3.000 de euro pe lună timp de 5 ani. Proiectul urmează să treacă prin procedurile de vot din Parlament până la finalul acestui an. Proiectul de lege prevede concret finanțarea din banii statului pentru tinerii români care vor să se întoarcă din străinătate ca să înființeze societăți comerciale în România sau să devină profesori. Condiția este să aibă până în 35 de ani și să fie absolvit în străinătate universității de top.